Bună seara! După cum am anunțat ieri, ieri dimineața a fost reținută la aeroportul internațional Chișinău Marina Tauber, deci spre drum spre Israel prin Turcia. Procurorii anticorupție au considerat necesar să fie reținută Marina Tauber la aeroport, să nu plece din țară, pentru că cu 3 zile mai devreme a fost anunțat avocații Marinei Tauber că Procuratura Anticorupției consideră că e deci necesar să fie schimbată măsura preventivă, deci control judiciar cu arest preventiv. Documentele obținute după investigație confirmă că biletele procurate pentru zborul de luni au fost cumpărate duminică, deci 2 zile după ce a fost anunțată că se va schimba măsura, că procurorii solicită să fie schimbată, înlocuită măsura preventivă cu arest preventiv. Și de asta Procuratura Anticorupție a considerat necesar să fie reținută Marina Tauber. Astăzi, la ora 2:30, a avut loc o ședință la judecătoria la un judecător de instrucție, care urmează să decidă asupra demersurilor înaintate de Procuratura Anticorupție. Vrem să menționăm că la moment încă nu avem o decizie din partea judecătorului, deci judecătorul o să ia o decizie după ce a ascultat argumentele din partea procuraturii și din partea avocaților. Dar venim cu careva precizări acum seara, pentru că am primit foarte multe întrebări de la jurnaliști pe parcursul zilei și vrem să răspundem la aceste întrebări și să fie clar pentru public de ce, din punctul de vedere a Procuraturii Anticorupție, a fost necesar să fie înlocuită măsura preventivă și de ce a fost necesar să fie reținută Marina Tauber. Aici cu mine seara sunt 2 procurori din Procuratura Anticorupție care au participat la ședința de judecată astăzi. Deci o să le dau cuvântul să vă explice în mai multe detalii ce s-a întâmplat în ședință astăzi și după asta o să luăm câteva întrebări dacă sunt din sală. Avem 20 de minute programate pentru briefingul de presă, deci vă rugăm să respectați timpul și o să încercăm să răspundem la toate întrebările. Mersi. Bună seara! Deci este important de specificat asupra faptului că dosarul privind finanțarea legală a partidului politic Șor este la etapa finală, se află pe masa procurorilor pentru a fi transmisă în instanța de judecată și examinarea în fond. Dat fiind faptul că ne aflăm la o etapă finală a urmăririi penale, am reușit valorificarea probelor până la moment tuturor probelor care au fost acumulate pe parcursul urmăririi penale. Și dat fiind faptul că aceste probe deja au prins forma finală, am decis înaintarea demersului privind înlocuirea măsurii preventive, liberarea provizorii sub control judiciar în arest preventiv în privința învinuitei Tauber Marina. De ce? La data de 28 aprilie 2023 am informat contrasemnătura avocației asupra faptului că acest demers a fost înregistrat în Cancelarea Judecătoriei Chișinău sede Ciocana. Știind despre acest fapt, învinuita Tauber Marina, data de 30 aprilie la ora 9 seara, a decis procurarea biletelor și plecarea peste hotarele Republicii Moldova. Norma care a fost aplicată la baza reținerii, deci vorba despre încălcarea restricțiilor, deci pe lângă faptul că a fost o tentativă de a nu fi prezentă la organul de urmărire penală și în fața procurorilor, deci noi astăzi în ședința de judecată am prezentat un set de probe care demonstrează încălcarea tuturor restricțiilor care au fost impuse de către instanțele de judecată națională din perioada ce s-a aflat ultima în arest la domiciliu până la data de astăzi. Adică, dumneavoastră s-a aflat din luna noiembrie până în prezent, până în data de 5 ianuarie 2023, în arest la domiciliu. În această perioadă, dumneiei, având restricția de a comunica cu învinuiții de pe dosar și a purtat discuții telefonice, a folosit telefoane speciale cu aplicația BRIA, prin care a purtat conferințe, dând indicații directe președinților și vicepreședinților oficiilor teritoriale de Republica Moldova, cum să racoleze persoane pentru a participa la proteste, cum să
organizeze transportul centralizat din diferite raioane către municipiul Chișinău pentru participare la proteste, cum vor fi recepționați banii pe timp de noapte în pungi de polietilenă și în plicul pentru remunerarea acestor persoane și achitarea transportului. Respectiv, aceste discuții au fost interceptate prin intermediul măsurilor speciale de investigație și au fost puse astăzi pe masa judecătorului în vederea argumentării faptului că aceste măsuri, aceste restricții impuse din arest la domiciliu au fost încălcate. Totodată, la data de 5 ianuarie 2023, măsura preventivă arestul la domiciliu în privința menuitei Tauber, Marina, a fost înlocuit într-o măsură mai legeră, anume liberarea provizorie sub control judiciar, care a fost prelungit până la data de 5 mai 2023. Am demonstrat și am arătat prin probe, astăzi în instanța de judecată, că și restricțiile impuse prin liberarea provizorie sub control judiciar, la fel au fost încălcate de către învinuita Tauber Marina, ori la data de 8 martie 2023, având anumite restricții de a nu împiedica aflarea adevărului în cauza penală, a purtat discuții telefonice cu președintele sau directorul magazinelor sociale din Republica Moldova, care a doua zi a fost reținut în flagrant cu suma de 3,3 milioane de lei, care au fost evident ridicați, la fel banii erau repartizați în pungi, în plicuri. Deci, la această etapă, am prezentat aceste probe în instanța de judecată și am considerat de cuvință înlocuirea măsurii preventive, ori alte măsuri preventive decât arestul preventiv nu vor asigura riscurile care le-am menționat mai sus. Mersi. Și dacă avem întrebări din sală, vom răspunde dacă avem timp. Despre minte pentru cei care urmau să vină la protest, este inclusiv valabil și pentru protestul din acest weekend? Deci, noi avem documentat perioada prin măsuri speciale de investigație din noiembrie 2022 până în prezent, până în aprilie. Deci, toată această perioadă, spunem așa, unii membri cheie din cadrul Partidului Politic Șor au fost supuși măsurilor speciale de investigație, respectiv ce ține de comunicarea cu anumiți învinuiți din dosar, deci este legată nemijlocit de darea unor indicații directe față de învinuiți care deja aveau statut. Deci mi-a era în cunoștință de cauză că persoanele cu care vorbește au statut de învinuit în prezenta cauză penală. Instanța, după ce am avut examinarea în fond a acestor demersuri, deci am intrat în deliberare, urmează să se aprecieze asupra măsurii sau asupra demersurilor, dacă acestea vor fi acceptate parțial sau vor fi respinse. Care sunt argumentele avocaților? Avocații, în general, nu au venit cu careva probe pertinente, concludente, în vederea răsturnării adevărului pe care noi și probelor care noi le-am prezentat. Ca de obicei, ei au venit cu anumite acuzații față de procuratură, față de procurori, au venit cu anumite speculații referitor la chestiuni de procedură. De fapt, discursul lor s-a referit doar la chestiuni de procedură și nu la careva probe concrete în vederea demonstrării contrariului. Deci noi am reușit și examinarea chiar și a discurilor rezultate din măsurile speciale de investigație în cadrul ședinței de judecată. Deci au avut posibilitatea de a viziona participația la procese aceste înregistrări. Și în general, dosar, când ar putea avea o finalitate? Deci am menționat mai sus că dosarul este la etapa finală, s-a aflat pe masa procurorului pentru a fi expediat în instanța de judecată. Pentru aceasta întreb urticarea imunității în fața Parlamentului Republicii Moldova pentru a cere acordul de a expedia acest dosar în instanța de judecată. Este necesară completarea evidentă a învinuirii finale și ulterior, dacă avem aceste acte în regulă, atunci putem emite sau elabora rechizitoriu și expedia cauza în instanța de judecată.
Mulțumim. Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru atenție, mai ales la așa oră târzie. Deci vă apreciem că ați venit aici cu noi și revenim cu mai multe detalii când sunt mai multe în dosar. Vă mulțumim foarte mult!